Bună ziua, bine v-am regăsit la România la vot. Mergem astăzi în sectorul 2 al capitalei, unde bătălia pentru fotoliu de primar scoate la lumină proiecte îndrăznețe. Edilul Dan Cristian Popescu, cel care ar putea candida din partea PNL-USR, vrea să construiască pasaje pietonale supraterane, circulare în peste 30 de intersecții. Deocamdată, liderii USR încă analizează dacă îl susțin pe Dan Cristian Popescu, deoarece speră la sprijinul liberalilor pentru candidatul propriu, Radu Mihaiu. Nici socialdemocrații nu au bătut în cuie cine va intra în această cursă, iar Mihai Mugur Toader, actualul primar al sectorului, a ieșit din calcul din cauza notorietății scăzute. În scenă intră însă din nou Neculai Onțanu, cel care a condus sectorul 2 numai puțin de 16 ani. Onțanu își propune ca în următorii 4 ani să reabiliteze toate blocurile din sector, să redeschidă centrele educaționale și să construiască pasaje pietonale în toate intersecțiile aglomerate. Fotoliul de primar al sectorului 2 a stârnit în acest an o bătălie aprigă între candidați și între liderii partidelor politice, însă a pus pe tapet proiecte importante pentru bucureșteni. Pentru reducerea traficului am de gând să instalez niște circulare pietonale pentru toate intersecțiile mari, pentru a ridica traficul pietonal deasupra traficului de mașini. Actualul viceprimar al sectorului 2 își dorește să rămână la cârma primăriei, însă, de această dată, în calitate de primar, ceea ce i-ar oferi puteri sporite de muncă. Susține că, din poziția de viceprimar al sectorului 2, împreună cu edilul Mihai Mugur Toader, a reabilitat 650 de blocuri în ultimii 4 ani, iar până în 2022 vrea să reabiliteze alte 555 de clădiri. Ca să închei acest capitol al reabilitării termice, am un plan de debranșare de la sistemul centralizat de încălzire, pentru că acesta nu mai face față și sunt foarte mulți cetățeni din sectorul 2 care nu mai au acces la apă caldă. Astăzi avem deja 15 școli modernizate, sunt cele mai moderne din România și se compară cu orice școală din lume. Avem în lucru încă 22 și iarăși până în 2022 vreau să termin toate cele 83 de unități școlare din sectorul 2. Aspirațiile lui Cristian Popescu pentru primăria sectorului 2 au creat numeroase blocaje în negocierile dintre PNL și USR pentru susținerea unui candidat comun. Luni la rând, Dan Barna i-a cerut președintelui PNL, Ludovic Orban, să renunțe la această propunere, susținând că Popescu este un apropiat al Partidului Social-Democrat. În cele din urmă, Dan Cristian Popescu pierde sprijinul PNL. În urma negocierilor intense, liberalii acceptă să-l susțină pentru candidatura la primăria sectorului 2 pe Radu Mihaiu, membru USR. Astfel, Dan Cristian Popescu ar putea intra în bătălia pentru fotoliul de primar ca independent. Lucrurile nu stau însă mai bine nici în Partidul Social-Democrat, unde încă se mai discută despre cine ar putea intra în această cursă. Potrivit surselor, actualul primar, Mihai Mugur Toader, ar putea ieși din calculele socialdemocraților, întrucât nivelul său de notorietate a rămas unul destul de scăzut. Însă, indiferent de cum se vor așeza lucrurile pentru PSD și PNL, candidații vor trebui să-l înfrunte și pe Neculai Onțanu, fost primar de 4 mandate până în 2016. Sunt multe lucruri care le-au abandonat și multe lucruri care le-au stricat, pe care trebuie să le reparăm. În primul rând, voi repara ceea ce s-a stricat. Doi, voi începe dezvoltarea economică și socială a sectorului. Voi reabilita toate blocurile de locuințe. Eu făcusem peste 1000 de blocuri, nu s-a mai făcut aproape nimic. Voi repune în funcțiune toate aceste centre de educație și sănătate pe care le-am înființat și funcționau în sectorul 2. Neculai Onțanu are soluții și pentru fluidizarea traficului din sector. Mai exact, ia în calcul construirea unor pasaje subterane și supraterane în toate intersecțiile aglomerate. Cel care a condus sectorul 2 timp de 16 ani are sprijinul total al alianței ADER-PPU-SL pentru un nou mandat de primar. Împreună cu partidul ADER, nu doar că vă susținem, dar eu vreau să vă spun că personal și împreună cu fiecare membru al partidului pe care îl reprezint astăzi aici, credem cu tărie că sunteți omul potrivit pentru primăria sectorului 2. Locuitorii sectorului 2 spun că, după toată această bătălie, speră la un trai mai bun. Sectorul arată de râsul lumii, mizerie peste tot, tot sectorul murdar, tot felul de mizerii. Sunt vise, lărgite străzile, semaforizate ca lumea, nu cum sunt în tot Bucureștiul. Spațiile verzi sunt necesare în tot Bucureștiul, nu numai în sectorul 2. În privința transportului, nu cred că multe față de pretențiile normale ale noastre.
să pot face mai multe. Între primarul Lonțanu și actualul primar, pe care l-ați văzut mai... Lonțanu l-am văzut mai implicat. V-ați dori să revină la primăria sectului 2? Da. Mulțumesc. Cu drag îl așteptăm.